doamnelor și domnilor, vă invităm mai aproape de noi pentru că începem dezbaterea publică, discuția publică dedicată energiei regenerabile. Chiar dacă în acest an ziua mediului este dedicată combaterii utilizării plasticului, tradițional energia este privită ca unul dintre cei mai mari, ca având unul dintre cele mai mari impact asupra mediului, asupra climei. Și totuși, energia nu înseamnă doar energie fosilă, ci și energie regenerabilă, care este favorabilă mediului și climei, și despre aceasta ne propunem să discutăm astăzi. Dezbaterea, discuția este organizată de proiectul Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite și pentru Dezvoltare și finanțat de Uniunea Europeană. Programul a contribuit la crearea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice, la elaborarea și implementarea legislației europene în Republica Moldova, dar și la proiecte de reducere a consumului și eficientizarea consumului de energie. Inclusiv datorită acestui program, în ultimul an Republica Moldova a progresat foarte mult în domeniul energiei și ne propunem astăzi să vedem unde ne aflăm și cum energia regenerabilă poate contribui la îmbunătățirea situației privind clima și mediul. Eu mă numesc Vitalie Condrațchi și am plăcerea să moderez această discuție, iar invitații mei sunt doamna Carolina Novac, secretară de stat, Ministerul Energiei, doamna Inga Podoroghin, coordonatoare de programe în cadrul PNUD Moldova, domnul Alexandru Sândulescu, înalt consilier al Uniunii Europene pentru Politici în domeniul energiei, și Irina Apostol, utilizatoare de energie fotovoltaică și dezvoltatoare EMIS, Green City Lab Moldova. Bună seara și bine ați venit! Sau bună ziua încă! Cum spuneam, în ultimul an, Republica Moldova a progresat foarte mult în domeniul energiei și inclusiv a fost creat Ministerul Energiei în acest an pentru a ridica această problemă la un nivel, a putea acorda o atenție cuvenită acestui domeniu al energiei. Și vreau să întreb pe doamna Carolina Novac, cum putem să promovăm și să sprijinim utilizarea energiei regenerabile în Republica Moldova, ce se face în acest sens? Bună ziua tuturor! Mulțumesc mult de invitație! Mulțumesc, Vitale! Mă bucur mult să văd atât de multă lume la Ziua Mediului aici și cred că avem nevoie de o mai bună promovare în general a unor astfel de evenimente. Deci, să răspund la întrebarea acordată, țara noastră de departe anul trecut a trecut prin cea mai mare criză de încă de la obținerea independenței, tind să cred. Și această criză care a început cu criza COVID-ului, ulterior s-a început războiul din 24 februarie în Ucraina, am avut criza refugiaților și a urmat criza energetică. Acesta a fost punctul culminant. După cum bine știți, încă din octombrie 2022 și în octombrie 2021 Gazprom a redus reducerile de furnizările de gaze naturale. Ulterior am avut șocul în domeniul electroenergetic cu două pene de curent și am avut șocurile astea pe care le-am trăit la nivel de societate. E bine, dacă am pregătit Sania la timp de anul trecut, eu cred că am reușit să captăm aceste șocuri, să le absorbim, astfel încât să ajungem și având un fond de reducere a vulnerabilității energetice, să oferim și un sprijin real consumatorilor din Republica Moldova să trecem peste aceste șocuri de iarnă. Deci eu numesc această perioadă din crize ca un salt, da? Un leapfrog se numește în engleză, un salt enorm. Și dacă am reușit să trecem de criza de anul trecut,
Eu cred că avem toate premisele să putem trece peste multe alte provocări în viitor. Și mă uit în viitor, îl văd într-adevăr cu multe oportunități pentru noi. Noi avem foarte multe teme de acasă de realizat în sectorul energetic. În primul rând, să nu uităm că în tot ce înseamnă consumul de energie regenerabilă, noi avem actualmente doar 3%. Deci, da, sigur, și aici vorbesc de consumul de energie regenerabilă în sistemul electroenergetic. Dacă ne uităm pe ansamblu, sigur, ajungem la 25%, pentru că se datorează consumului de biomasă. În timp ce alte state deja au mult peste 20% de consum de energie regenerabilă în sectorul electroenergetic. Cert, ce am văzut, și apropo vorbind de criza de anul trecut, doar în 2022, în comparativ cu 2021, capacitatea instalată de energie regenerabilă pe contorizare netă, da, vorbind de capacitățile mici pentru consumator, a crescut cu peste 300% da, capacitatea instalată. Deci, cert, ce am văzut noi, că oamenii s-au sensibilizat, sigur, când prețul la energia electrică crește peste 4 ori, oamenii atunci încearcă să identifice alte surse alternative. Aici vreau să-i reiterez totuși, că poate și ce observ și în societate se uită toate măsurile care au fost întreprinse și anul trecut. Să nu uităm că deci a fost o hotărâre de guvern propusă anul trecut, care tocmai prevedea măsuri de atenuare, de prevenire și de atenuare în cazul în care avem aceste reduceri de gaze naturale. Deci, unu. Deci ne-am pregătit din timp lucrul ăsta. Datorită acestui lucru am reușit să tranzităm și să ne pregătim mai bine. Deci lucrul ăsta nu trebuie uitat. Acum, legat de... Revin la oportunități. Noi, desigur, când problema numărul unu în țară este energia, acest lucru trebuie reflectat și prin instituționalizarea acestei probleme, prin capacități. Da? Motiv pentru care noi am creat și s-a creat Ministerul Energiei. Sper mult să ajungem și la numărul de 60 de persoane în cadrul Ministerului, pentru că avem programe mari, avem ambiții mari în cadrul Ministerului. Mai exact, vorbim de organizarea primelor licitații de energie regenerabilă, vorbim de capacități mari, până într-o 165 MW anul acesta, deci demarăm procesul. Al doilea aspect, vorbim de crearea fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial, pentru că ce observăm noi? Iată, cel mai mare consum îl depistăm în sectorul clădirilor. Și vorbim aici, în general, de peste 50% de consum. 1. 2. Noi știm deja că, iată, peste 70% din blocurile pe care le avem noi în Republica Moldova, atât în sector rezidențial public și comercial, au o performanță energetică foarte scăzută. Deci, înainte de a construi capacități noi de generare, fie de energie electrică sau termică și așa mai departe, noi trebuie să rezolvăm problema la rădăcina ei, da? Însemnând prin reducerea emisiilor. Odată cu reducerea consumului, odată cu reducerea consumului, reducem emisiile, reducem din facturi cu până la 50%. Deci, da, sigur, în șocurile de iarna trecută, a fost nevoie să ajutăm cetățenii și prin sprijinul la facturi. Ce aici s-a făcut? Însă această măsură nu este suficientă și nici sustenabilă pe termen lung dacă noi nu reușim să scădem consumul atunci când el este posibil de scăzut. Deci fondul, la momentul de față, noi lucrăm pe partea de concept, ducem discuții și cu partenerii noștri și sperăm să obținem tot sprijinul din partea lor în acest sens. Și desigur și pe partea de instituții publice demarăm același un program separat, similar cu, deci s-ar numi Superesco, însemnând, iată, acordarea de finanțare, fie să luăm un împrumut din economiile care se fac, ulterior să replicăm aceste
aceste finanțări asupra altor instituții publice. În paralel, evitați, noi demarăm, deci pe partea de legislație, se lucrează acum la legea cu privire la promovarea energiei regenerabile, s-a adoptat și deja a intrat în vigoare legea de eficiență energetică, suntem pe ultimii pași în, și în adoptarea legii cu privire la performanța energetică a clădirilor. Deci, pe partea de legislație, dar aici noi intru în detalii, suntem în toiul muncii, să zic așa, se lucrează intens. Și în paralel, iată, vorbim și de strategie energetică, este un draft al acestei strategii, însă cel mai important aici, creierul acestei strategii se va baza în fond pe, iată, pe planul național integrat cu privire la sau pentru energie și climă. Ce înseamnă acest lucru? Vorbim de niște modelări care, iată, ele se îndreaptă către 2030 cu privire la consum. Noi știm că, iată, consumul o să crească și în Republica Moldova până în 2030, care vor fi sursele de furnizare, ce tehnologii vor fi puse în utilizare și în fond tot acest plan este axat și pe țintele pe care le avem noi față de comunitatea energetică. Și foarte pe scurt, vorbim de ținta de 27% până în 2030 pentru consumul de energie regenerabilă în tot mixul energetic. Doi, vorbim de consumul de energie primară, da? Și aici vorbim de 3.000 kilotone și după și pe eficiență energetică. Deci sunt niște ținte pe care noi le reflectăm în acest plan. Ce înseamnă acest lucru în fond? Pentru Republica Moldova, implementarea unui astfel de plan înseamnă aducerea a sute de milioane de investiții, mai ales pe eficiență energetică. Acest lucru înseamnă joburi. Acest lucru înseamnă o valoare adăugată economiei noastre naționale. Cred că mă opresc aici și dacă mai sunt întrebări, revenim. Mulțumesc foarte mult pentru un răspuns foarte exhaustiv, ca să zic așa. Ca să continuăm discuția, aș vrea să o întreb pe doamna Podoroghin, cum ajută partenerii de dezvoltare, Guvernul Republicii Moldova și cetățenii Republicii Moldova și în special PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, și care ar fi recomandările, soluțiile pentru accelerarea tranziției verzi a țării noastre. Mulțumesc mult pentru întrebare. PNUD, de fapt, foarte activ susține Guvernul Republicii Moldova în ceea ce privește abordarea problemelor energetice și trecerea peste această criză energetică. Deci o face prin diferite inițiative strategice, dar și printr-o serie de proiecte care sunt elaborate împreună cu Guvernul, într-un mod participativ și care răspund primordial la problemele actuale în domeniul energetic. Proiectele pe care le implementăm împreună cu partenerii de implementare au ca scop îmbunătățirea cadrului legal și aici vorbim de alinierea la standardele și directivele europene. De asemenea, susținem în elaborarea cadrului de politici îmbunătățit, același plan național de energie și climă, care stabilește țintele în domeniul energetic și nu numai, spre care urmează să tindă o țară pentru a-și decarboniza economia. Deci avem, pe de o parte, acel suport cadrului legal și politic și aceasta se face cu scopul de a îmbunătăți sau de a crea un cadru propice pentru ca diferite soluții tehnologice din domeniul eficienței energetice și regenerabilor să fie pilotate și implementate în Republica Moldova.
Și pe de altă parte, deci avem în proiectele noastre anume acea pilotare a diferitor soluții. Scopul lor, de fapt, este de a vedea fezabilitatea acestor soluții și în cazul în care o tehnologie își demonstrează eficiența, ea urmează să fie implementată la o scară mai mare. Dacă vorbim despre sustenabilitatea acestor pilotări, aici aș vrea să menționez că, desigur, pentru ca deci lucrurile să fie sustenabile, e nevoie ca ele să fie preluate la nivel guvernamental și lucrăm împreună cu Ministerul Energiei, cu Agenția Eficiență Energetică, pentru a instituționaliza o serie de programe naționale în domeniul eficiențe energetice și regenerabilor. Vorbim aici de programul Casa Verde, dar și programul de vouchere sau rabla, spunem, prin care cetățenii pot să-și schimbe echipamentul electric și electronic casnic care energofag, care consumă foarte multă energie, pe unele mai eficiențe energetic. Dar, deci, în fond, pentru ca să asigurăm o tranziție energetică, da, deci justă, e nevoie, desigur, de foarte multe parteneriate și implicarea tuturor actorilor și vorbim aici nu numai de guvern, vorbim și de sectorul privat, sectorul asociativ și pentru că atunci când se unesc resursele, da, deci expertiza, experiența, lucrurile pot să fie cu un impact mai mare. Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să vă întreb pe domnul Sandulescu, care, în opinia dumneavoastră, sunt oportunitățile, și inclusiv investiționale, pe domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova, cele mai realiste. Și care ar fi eventual piedicele pentru dezvoltarea acestei energiei regenerabile? Da, mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc pentru invitație. Aș începe din altă parte puțin, și anume de ce sursele regenerabile de energie. Și aici cred că răspunsul este foarte simplu. Și anume, având în vedere ceea ce spunea și Carolina, criza energetică din ultima perioadă de timp, care a dovedit că dependența Republicii Moldova de importuri de energie, dependența Republicii Moldova de numai puține rute de aprovizionare, atât pe gaze naturale, cât și pe energie electrică, nu a dus la nimic bun. Deci riscurile au fost foarte mari. Sigur, Ministerul Energiei, actualul Minister al Energiei, dar înainte a fost Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a gestionat practic criza energetică, s-a dovedit a fi un minister responsabil. O să mai revin asupra acestui aspect pe parcursul prezentării. Deci, utilizarea surselor regenerabile înseamnă utilizarea unei resurse aflate pe teritoriul Republicii Moldova, înseamnă reducerea importurilor de energie, ceea ce e mare lucru pentru că reduce vulnerabilitatea la eventuale, să zicem, șocuri externe, șocuri de prețuri pe piețele internaționale de energie. Acesta este un aspect. Celălalt aspect ar fi faptul că energiile regenerabile, după cum le spune și numele, nu se epuizează niciodată. Sigur, au și ele problemele lor, dar ele tot timpul se regenerează. Energia hidro, vântul tot timpul va bate, soarele tot timpul va străluci. Cum spuneam, însă, sunt și probleme. O problemă ar fi chiar reciclarea anumitor echipamente din zona surselor regenerabile, dar aici cred că lăsăm pe colegii care se ocupă de deșeuri din zona de mediu să se expună un punct de vedere. O altă problemă pe care vreau să o spun este echilibrarea sistemului electroenergetic național. Sună destul de abstract, dar în realitate e o chestie foarte simplă, și anume ce se întâmplă atunci când nu bate vântul, ce se întâmplă atunci când soarele e acoperit de nori sau pur și simplu panourile solare sunt acoperite de zăpadă. Deci, cu ce producem energia în acel moment? Sigur, putem importa,
Și aici sunt și alte soluții. În momentul de față avem stocarea de energie, care este cea mai bună soluție. În prezent este încă scumpă, dar e o soluție de viitor și sperăm că aici lucrurile vor evolua destul de rapid. Revenind la întrebarea dumneavoastră, și anume posibilități investiționale. Vedeți, chiar și în legea actuală a surselor regenerabile de energie, privind promovarea surselor regenerabile de energie, ca să citesc corect titlul legii, în Republica Moldova se aplică trei mecanisme de susținere. Pe lângă alte mecanisme care înseamnă, eu știu, scutiri de anumite taxe și dar principalele mecanisme de susținere sunt acea contorizare netă care se aplică pentru micii producători, practic pentru cei care își instalează panouri solare în zona rezidențială, în zona comercială, în zona economică mică, până la 200 de kW. După aceea avem acele tarife fixe, stabilite de către reglementator, care se aplică până la 1 MW, putere instalată sau 4 MW, dacă e vorba de vânt, și, în sfârșit, licitațiile pentru mari investiții în zona regenerabililor. Astfel, noi acoperim, practic, tot spectrul de investitori posibili. Și aici, referitor la investitori posibili, vedeți, în nicio altă zonă de producere a energiei electrice, cu excepția celei regenerabile, nu e atâta siguranță pentru investitor. Deci, practic, investitorului, atât pe tarife fixe, cât și pe prețuri fixe, îi se garantează că energia produsă va fi preluată de cineva la acel preț stabilit în momentul investiției timp de 15 ani. Deci e o garanție pe care, eu știu, investitorii în alte surse de energie nu o primesc și atunci investițiile sunt cumva mult mai facile pe această zonă. Cum spuneam, ceea ce dovedește Ministerul Energiei, în primul rând, este responsabilitate. Adică, vedeți, există o anumită critică că cumva este plafonată puterea instalată care urmează să beneficieze de aceste mecanisme de sprijin. După părerea mea, este o falsă problemă, pentru că această putere este limitată exact de posibilitățile sistemului electroenergetic de a face față unor situații în care nu avem soare, nu avem vânt, deci aceste surse nu sunt disponibile, iar respectivele plafoane vor crește treptat imediat ce vom avea surse de stocare, imediat ce vom avea alte surse. Ok, poate pe gaze naturale, care să producă energie pe termen scurt atunci când ne întâlnim cu astfel de situații în care, cum spuneam, vântul nu-l bate sau nu, soarele nu este disponibil. M-aș opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc mult la investiții și la schemele de sprijin, de suport pentru regenerabile. Cred că revenim un pic mai târziu. Acum aș vrea să ascultăm experiența unui utilizator de regenerabile. Irina Apostol este una dintre cei care și-a instalat acasă panouri fotovoltaice și întrebarea este cum simțiți beneficiul acestor panouri și cât de complicate au fost procedurile de conectare, de aprobare, racordare și așa mai departe. Mersi mult! Deci, referitor la beneficiile panoului, eu le-am instalat din luna iulie anului trecut și din luna iulie eu nu am mai primit nicio factură la energie electrică. Fapt care, bineînțeles, pe mine mă bucură. Referitor la decizia de a instala panouri, aceasta nu a fost una pripită, a fost una foarte bine calculată, luând în considerație cam și un pic de background în domeniul energetic și studii la Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea de Energetică. Am făcut și calculul tehnico-financiar și mi-am calculat de ce putere eu am nevoie pentru panourile mele,
Luând în considerație consumul curent de energie, dar și ce schimbări aș vrea să mai fac în locuința mea. Astfel, eu am luat în considerație faptul că îmi voi instala și o pompă de căldură, la care la moment sunt în proces, și să-mi cumpăr o mașină electrică care sper eu, dacă nu anul acesta, atunci anul viitor sigur să reușesc să o achiziționez. Și astfel, în total, panourile mele fotovoltaice mă vor ajuta ca locuința mea să devină complet independentă energetic. Pe lângă toate acestea, nu, aș vrea să spun că nu este neapărat să aveți studii în domeniul energetic ca totuși să faceți decizia asta și să vă instalați panouri fotovoltaice. Aici aș vrea să vă dau și câteva mici exemple de calcule. Bună oară, la ziua de astăzi, panourile fotovoltaice au o durată de recuperare a investiției de aproximativ 5 ani. Dacă cu 2 ani în urmă panourile își răscumpărau investiția în aproximativ 12 ani, pentru că tarifurile erau mai mici, astăzi investiția se răscumpără în doar 5 ani, ce nu este atât de mult, luând în considerație că după asta nu mai achitați nimic pentru factură. Asta e ce ține de sectorul rezidențial. În cazul business-ului mic și mijlociu sau dacă beneficiați de alte scheme de sprijin sau suport financiar, spre exemplu, pentru IMM-uri, cunoaștem că la moment este un program de suport financiar pentru instalarea surselor fotovoltaice, la general surselor regenerabile de energie, oferit de către ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care vine cu un suport de 50% din investiția totală, ceea ce ar însemna că o întreprindere poate să-și instaleze surse regenerabile care se răscumpără în 2 ani jumătate și după care aceasta devine în mare parte independentă energetică dacă majoritatea consumului se bazează pe energie electrică. După mine nu trebuie să intrăm foarte mult în detalii ca să explicăm că dacă o investiție se răscumpără în 2 ani jumate, fie și în 5 ani în cazul în care nu avem o sursă suplimentară, merită de realizat. Pe lângă aceasta, aș dori să recomand, în cazul în care vă hotărâți să instalați surse regenerabile, să nu mergeți pe ideea că eu am să-mi pun cât mai mult ca să acoper tot spațiul care l-am disponibil și ulterior să fac bani din asta. Deci nu, sursele regenerabile conform schemei de sprijin contorizare netă care a fost menționată anterior, se referă la acoperirea consumului propriu. Și acoperirea consumului propriu nemijlocit vă garantează durata de recuperare de aproximativ 5 ani. În cazul în care noi supradimensionăm sistemul, adică facem o investiție neargumentată, durata de recuperare crește respectiv. Și din aceste considerente, noi și în domeniul în care activez la colegii noștri, la partenerii noștri, mereu recomandăm să se instaleze strict atâta cât este nevoie, să nu se supradimensioneze doar din simpla dorință de a face business pe panouri fotovoltaice, pentru că este o iluzie și este o informație livrată complet greșit, că dacă îți pui panouri fotovoltaice pe propria locuință, o să te îmbogățești din asta. Nu? Nu este adevărat. Da, cam asta este. Ați pomenit și dumneavoastră despre contorizare netă și domnul Sandulescu mai devreme. Eu aș vrea să o întreb pe doamna secretar de stat, să o rog să ne explice ce înseamnă de fapt această schemă, contorizare netă, cum funcționează ea pentru cei care nu cunosc și care sunt perspectivele mai departe în domeniul acesta, pentru că de ceva timp se lucrează la modificarea legii privind promovarea surselor de energie regenerabilă. Aceasta este în consultări publice acum cu toate părțile interesate și sunt anumite schimbări în domeniu. Și, desigur, de ce a fost nevoie de aceste schimbări? Da, vă mulțumesc. Deci noi suntem, s-a mai menționat lucrul ăsta, suntem în proces de modificare asupra legii regenerabilor. Am avut deja, cred că, 5 evenimente sau consultări publice în sensul de întâlnire cu
părțile interesate și am avut discuții aprinse, cred că încă nu s-au încheiat, o să mai avem. Dar, într-adevăr, pe parte de ce ține de consumul rezidențial și comercial. Deci, la moment avem, cum a spus și doamna Apostol, avem, deci se aplică mecanismul de contorizare netă, ceea ce presupune instalarea unor capacități mici de până maxim 200 de kW. Apropo, anterior erau 100 de kW și această modificare s-a făcut de curând de către ANRE. Deci la solicitarea și altor agenți economici. Ideea este care? Iată, noi deja observăm că da, capacitatea este limitată și pentru contorizarea NED. ANRE a spus, ok, putem aloca maxim 10% din toată capacitatea rețelei pentru contorizare NED. Și iată, noi vedem că s-a cam umplut această cotă alocată respectivului mecanism. Bun. La fel de rezonabil este din partea noastră să propunem atunci un mecanism care este aplicat și în alte țări europene, se numește facturare netă. Deci spre diferență de mecanismul de contorizare netă, care unde într-o grosomodă rețeaua servește ca un fel de element de stocaj pentru deci excesul de energie electrică, ceea ce nu reușește consumatorul să sau nu mai are nevoie, da, de energia electrică produsă de către capacitățile mici, ajunge în rețea și ulterior practic distribuitorul trebuie să preia această responsabilitate cu acest exces. Nu există un fel de responsabilitate din partea respectivului producător casnic. Acum, diferența care este? Ce propunem noi cu facturare netă? Deci, excesul respectiv al energiei electrice pe care o va produce respectivul prosumator, da? Ea va putea fi vândută în rețea la un preț mai mic totuși decât ce avem pe piața retail și respectiv ceea ce se va cumpăra din rețea va fi la un preț mai mare. Intenția în fond este tocmai de a aduce mai multă responsabilitate pe privind graficul de consum și sunt aplicații, sunt, asta ne însemna într-un fel sau altul, fie să pui mașina de spălat sau alte utilități pe care le ai electrocasnici în casă, le utilizezi într-un anumit program astfel încât să poți să ai curba, deci consumul să reflecte și producția respectivii capacități instalate. Deci sper că am răspuns așa. Deci suntem, cum spuneam, acum pe partea de timing, de ce înseamnă mai exact în propunerea noastră pe perioada de instalare, noi ne am propus, deci din 1 ianuarie 2024, facturarea netă să intre în vigoare, asta însemnând că iată, noi doritori să instaleze capacități noi de solare, să treacă sub acest mecanism nou. Pentru cei care deja au un mecanism de contorizare netă, gen cum ar fi și cazul doamnei Apostol și altor cetățeni, deci ar fi un element de tranziție, o perioadă de tranziție și perioada propusă este până în 1 ianuarie 2027. Deci cam aici suntem. Mersi. Vă mulțumesc și eu și aș vrea să vă întreb pe domnul Sandulescu cum putem asigura că aceste modificări sunt echitabile și transparente pentru toți cei implicați și pentru dezvoltatorii de proiecte și pentru consumatorii de energie. Da, păi, însă și schimbarea de care vorbea Carolina, exact pe această linie merge și anume, vedeți, contorizarea netă este foarte bună pentru consumatori, pentru cei care și-au instalat panouri solare, dar contorizarea netă implică ceva și anume implică că respectivul consumator folosește rețeaua, folosește distribuitorul de energie electrică ca o baterie. Ceea ce
pe undeva induce costuri suplimentare distribuitorului și aceste costuri, sigur, nu sunt suportate de fapt de consumator, ci sunt suportate de către noi toți ceilalți prin tariful de distribuție, ceea ce nu e foarte corect. Și aici sunt soluții. O primă soluție ar fi ca însuși consumatorul să-și instaleze o baterie proprie, un acumulator propriu. E o soluție încă scumpă, cum spuneam, dar așa cum prețurile panourilor solare au tot scăzut, ne așteptăm ca și prețurile stocării, prețurile acumulatorilor litiu-ion să scadă și ei în timp și soluția să devină tot mai economic fezabilă. Cealaltă soluție este trecerea la tarifare netă, ceea ce înseamnă că energia, practic, energia introdusă în rețea de către producător, chiar dacă e vorba de un mic producător, casnic, un prosumator, cum îi numim în prezent, ea va fi plătită ca atare, va fi plătită ca energie produsă, în timp ce toată energia preluată din rețea, sigur, va fi plătită ca energie consumată de un consumator final. Și prin asta, pe de o parte, creăm un mecanism echitabil, nu mai e niciun cost suplimentar pentru distribuitor sau pentru noi toți ceilalți. Apropo de asta, ieri a fost o prezentare în cadrul unei dezbateri publice organizată de Ministerul Energiei cu potențial utilizatori de producători de energie din surse regenerabile și acolo a fost o prezentare de la Agenția de Energie din Lituania, în care exact pe acest mecanism utilizat și la ei de contorizare netă, ei percep niște taxe de la producători, de la acei prosumatori care și-au instalat panouri solare. Un alt avantaj al acestei treceri de la feed-in tarif net metering la net billing, la facturare netă, ar fi faptul că în momentul acesta practic consumatorul poate să facă un business, poate să-și instaleze panouri solare oricât de multe, dacă calculul economic, sigur, cum spunea domnul Apostol, iese pozitiv și perioada de recuperare iese suficient de mică. Deci el poate să vândă în rețea ca orice alt producător de energie regenerabilă la un preț cumva promoțional, adică acele prețuri ce vor fi utilizate la facturare netă vor fi, sperăm, mai mari decât cele de la tarife fixe și mult mai mari decât cele de la prețuri fixe. Acesta este un aspect. Un alt aspect este legat de echitatea în ceea ce privește investițiile mari în energia produsă din surse regenerabile. Și aici ceea ce încercăm prin noile modificări aduse legislației, legii 10 din 2016 privind promovarea surselor din energie din surse regenerabile, ar fi tocmai un echilibru corect între riscurile pe care le are atât investitorul cât și statul în ceea ce privește aceste investiții și nu să trecem toate riscurile pe seama statului, pentru că în acest caz le plătim cu toții și nu ar fi tocmai corect. Deci fiecare își asumă partea sa de riscuri, partea sa de costuri, partea sa de obligații, dar și de drepturi. Mulțumesc! Până acum discuția noastră s-a focusat pe panourile fotovoltaice și undeva în societate persistă aceeași percepție că aceasta este soluția pentru criză și aceasta este energie regenerabilă. De fapt, în Moldova este foarte populară biomasa, biocombustibil solid, care a fost dezvoltat pe parcursul mai multor ani de către un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Și vreau să o întreb pe doamna Podorogin cum a reușit PNUD-ul să ajungă, ca Republica Moldova, să ajungă la o cotă de 27% de energie regenerabilă din biomasă.
Mersi mult pentru întrebare. Într-adevăr, un proiect pe care noi îl numim Flagship, adică un proiect, cred că nu este om în țara asta care nu a auzit de proiectul Energie și Biomasă. Biomasa fiind cel de-al doilea, să spunem așa, cel mai popular tip de energie regenerabilă, care se utilizează în special pentru sezonul de încălzire. Și, într-adevăr, a fost un proiect foarte laborios și foarte complex, care s-a implementat timp de 7 ani de zile. Deci a fost, ca rezultat al acestui proiect, de fapt s-a creat acea piață națională privind biocombustibil, iar o piață națională ar însemna bani care au fost reinvestiți în economia națională, deci a însemnat joburi sau locuri de muncă pentru cetățenii noștri, dar deci nu în ultimul rând a însemnat și securitatea energetică. Deci s-a implementat prin diferite abordări inovative, să spunem așa, deci proiectul a abundat de diferite inițiative, cum ar fi stabilirea parteneriatelor publice-private, deci testarea unor modele de cooperare intermunicipală pentru livrarea de servicii de încălzire pe bază de biomasă. De asemenea, s-a pus un accent foarte mare pe conștientizare, pe educație. Deci a fost creat acel centru de instruire a operatorilor cazanilor de biomasă, a fost lansat o curriculă specială în două instituții educaționale, deci VET, da? Vocational Educational Training. Deci a fost deci abordată problema din toate unghiurile posibile, astfel încât biomasa să ia foc și să fie posibilă utilizarea ei în Republica Moldova. În total s-a reușit instalarea la peste 200 de cazane de încălzire pe bază de biomasă în instituții publice, școli, grădinițe, spitaluri, clădiri administrative, primării. Deci a fost implicate autorități publice locale, sectorul privat, s-a facilitat conexiunea între producătorii de peleți, bricheți cu deci, fermierii care au acea materie primă și multe, multe altele. Deci acel laborator de certificare a calității peleților sau bricheților. Deci, ca să se mențină aceste eforturi, deci am reușit să continuăm, adică să tragem sau să lansăm o altă fază, să spunem așa, a unui proiect nou care continuă să investească în sectorul biomasei, continuă să lucreze cu producătorii locali de peleți, bricheți. Vom lansa și un grant pentru gospodările casnice care vor să-și schimbe cazane, deci încălzirea de pe gaz pe cea de bază de peleți, bricheți, biomasă. Și desigur că vom lucra și cu producătorii de biomasă pentru ca procesele lor să devină mai ecologice și mai puțin energofagi, adică mai eficient energetic, așa să spunem. Mersi. Aș vrea să revin la dumneavoastră, doamna Apostol. Dumneavoastră sunteți implicată în implementarea unui sistem de management și sistem informațional de management energetic în cadrul Green City Lab și aș vrea să vă rog să ne spuneți de ce este nevoie de a măsura consumul de energie, de ce este nevoie de un astfel de sistem, care sunt beneficiile lui și cum putem să-l folosim mai departe. Mersi mult! Deci, referitor la monitorizarea consumului sau producției de energie, aceasta este o componentă indispensabilă în toată formula energetică. Ca să-i facem legătură cu panourile fotovoltaice, fiecare deținător a panourilor fotovoltaice mai are și o aplicație în telefon care îi permite mereu să vizualizeze cât sistemul său energetic produce și respectiv consumă energie.
Fără acest sistem de monitorizare, noi nu avem cum să cunoaștem panourile noastre funcționează, sunt eficiente sau nu. Respectiv, monitorizarea producției, cât și monitorizarea consumului este foarte important. Noi la Green City Lab Moldova avem aceeași părere și tindem să o menționăm peste tot că managementul energetic este primul pas care trebuie să-l întreprindem în calea de a ne eficientiza energetic locuința. Bună oară, chiar și eu înainte de a-mi instala panourile fotovoltaice, asta nu a fost un pas pripit, deoarece, bineînțeles că sursele regenerabile arată frumos, sunt ușor de implementat. Spre exemplu, în cazul meu, eu am contractat o companie care se ocupă cu instalarea panourilor fotovoltaice la cheie, respectiv unicul efort care l-am depus a fost să cer un aviz de racordare din partea Premier Energy și proces care l-am făcut online. În rest, compania care se ocupă cu prestarea serviciilor de instalare a panourilor fotovoltaice la cheie a luat asupra sa întreaga sarcină, respectiv mi-a fost foarte ușor. Dar ce am vrut să spun este că nu trebuie să ne avântăm după panouri fotovoltaice, turbini eoliene, doar pentru că ele arată frumos. În primul rând, trebuie să mergem pe reducerea consumului curent, ceea ce ar însemna să facem un management energetic. În casa mea, eu sunt managerul energetic al locuinței noastre, dar scopul a fost, în primul rând, să reducem consumul pe care îl avem. Panourile fotovoltaice a fost așa un pas mai recent. Pe lângă asta, noi la locuința noastră valorificăm apa de ploaie. Noi ne folosim la maxim de biomasă, respectiv pe gaze naturale iarna aceasta. Maxim cât am primit factura a fost 500 de lei, respectiv, da, lemnele au fost salvarea noastră iarna aceasta. Pe lângă, bineînțeles, avem peste tot becuri LED, echipamentul pe care îl folosim este de o clasă de eficiență cât mai înaltă. Și eu recomand tuturor să aibă aceeași... casa încă nu este termoizolată, mai am puțin de strâns bani până acolo, dar ferestrele sunt noi și sunt foarte eficiente energetic. Aceeași ordine de idei eu recomand la toți deținătorii de locuință, la toți administratorii clădirilor publice. Noi, în primul rând, trebuie să începem cu managementul energetic și reducerea consumului actual, după care să facem investiții în surse regenerabile. Păstrând aceeași ordine de idei, în cadrul Green City Lab Moldova, organizația în care activez, avem un sistem informațional de management energetic care a fost elaborat cu suportul PNUD în Croația și tot cu suportul PNUD a fost adus în Republica Moldova și oferit în gestiunea Green City Lab. La moment, pe parcursul anului 2023, avem un proiect finanțat de către Ambasada Olandei și iarăși cu suportul din partea Expert Group. Scopul proiectului acesta este să colectăm o bază de date la nivel de țară cu minim 3.000 de clădiri publice unde cunoaștem majoritatea datelor statice despre acestea, precum metri pătrați, numărul de etaje, numărul de utilizatori, numărul de contoare, ne mai vorbim deja despre denumirea, adresa exactă a obiectului. Toate aceste date vor fi conectate cu datele sale de consum de energie care le primim centralizat de la furnizori și în rezultat această bază de date permite foarte ușor, accesibil în două clicuri, să vedem care este cea mai ineficientă instituție, spre exemplu, din municipiul Bălți, care este cea mai ineficientă instituție din orașul Soroca sau din regiunea de sud a țării. Nu contează. Noi setăm datele inițiale și sistemul foarte ușor ne arată în care instituție noi, în primul rând, trebuie să investim. Noi vedem acest proiect de unul de importanță majoră atât pentru stat ca
responsabil de achitarea facturilor pentru toate instituțiile publice. Pe lângă asta ar fi un instrument accesibil pentru finanțatorii externi. Pentru că în foarte multe proiecte care sunt la ziua de astăzi cu suportul finanțatorilor străini pe direcția de eficientizare energetică a sectorului public, de ele beneficiază în mare parte, să-i spunem, directorii instituțiilor care sunt mai agili, care se interesează de proiect și care îți depun dosarele. Pe când instituțiile care au o administrație mai puțin informată sau cu mai puțin acces la resursele informaționale actuale, nu țin pasul sau nu beneficiază de niciun proiect. Respectiv, utilizarea sistemului de management energetic și obținerea cu ușurință a datelor care instituție este cea mai ineficientă va face echitate în procesul acesta de eficientizare energetică a sectorului public. În paralel, va ajuta finanțatorul iarăși în două clicuri să observe dacă după data cu tare, am tras linia când a fost făcută măsura de eficiență energetică, după asta noi trebuie să vedem sub formă grafică, simplificată, cum s-a modificat consumul de energie. EMIS, Sistemul Informațional de Management Energetic, permite asta. Noi, până la sfârșitul anului 2023, planificăm să arătăm rezultate foarte frumoase, nu doar la cum arată baza de date, dar și cum implementăm management energetic. În acest scop vom alege 300 top cele mai ineficienți clădiri din țară și respectiv managerii noștri energetici ne vor ajuta în elaborarea planurilor de acțiuni pentru acestea și direcționarea administrației clădirilor publice, ce măsuri exact ei trebuie să întreprindă, de câte finanțe au nevoie pentru a deveni mai eficienți energetic. Bineînțeles, pentru asta avem nevoie foarte mare de suportul Ministerului Energiei. Pe lângă asta este nevoie și de schimbarea proceselor financiare sau organizatorice la nivel de instituții, deoarece din păcate, să-i spunem drept, administratorii instituțiilor publice la moment nu sunt motivați să-și reducă consumul de energie. Că instituția dată a achitat luna aceasta 100.000 de lei, luna viitoare 200.000 de lei sau 50.000 de lei, administrația instituției absolut nu simte nicio influență, ba din contra, cu cât ei mai puțin cheltuie pentru factura energetică, cu atât mai mic va fi bugetul instituției anul viitor. Respectiv, trebuie să regândim procesele de la rădăcină, să ne asigurăm de faptul că clădirile publice care fac management energetic, care își reduc consumul, sunt motivați să o facă. În acest sens și un manager de gospodărie în cadrul instituției, un director adjunct pe gospodărie sau director a instituției, el va fi cointeresat să-și reducă consumul, nu doar prin faptul că undeva într-o lege scrie că el trebuie, dar pentru că el simte motivația aceasta în fiecare zi. Acestea sunt scopurile noastre și foarte tare sperăm să le atingem. Mersi! Mulțumesc mult. Spuneați mai devreme că este nevoie de educație, foarte mult conștientizare și vreau să întreb pe domnul Sandulescu din experiența Uniunii Europene. Ce programe educaționale ar fi utile, ar fi necesare în Republica Moldova pentru a promova eficiența energetică și regenerabilele în rândul populației? Da, mulțumesc pentru întrebare. Sigur, din câte am constatat, într-adevăr, trebuie mai multă educare, trebuie mai multă conștientizare a populației privind aspectele legate de energie, aspectele legate de mediu, cum s-a vorbit și puțin mai devreme în ceea ce privește deșeurile, de exemplu. Și aici, dacă vrem să avem rezultate, aceste rezultate nu pot veni decât în urma educării populației, în urma explicării, de fapt, a beneficiilor. Și aș pleca cu un element simplu. Ceea ce ne doare, ceea ce, practic, nu ne place foarte tare, este valoarea facturii, facturii de energie. Ori factura de energie, vedeți, este formată din două elemente, din prețul energiei și din cantitatea de energie. E, în ceea ce privește prețul energiei, din păcate trebuie să o spun,
perioada energiei ieftine a cam trecut, cel puțin în toată lumea civilizată. Cred că nu ne vom mai întoarce la prețurile de dinainte de criza energetică pe care tocmai am străbătut-o și probabil că încă nu am ieșit încă din ea. Și atunci trebuie să ne concentrăm pe ce alt element al facturii, pe cantitate. Cum facem să micșorăm cantitatea de energie consumată? Și exact aici cred că trebuie să înceapă mesajele către populație. Păi, în primul rând avem măsurile de eficiență energetică. Trebuie să consumăm cât mai puțin, trebuie să nu lăsăm lumina aprinsă când nu avem nevoie de ea. Trebuie să consumăm cât mai puțin apă, de ce nu, cum au spus și antevorbitorii. Trebuie să ne izolăm casa. Trebuie să folosim aparate electrocasnice cu clasă energetică cât mai ridicată, respectiv cu consum energetic cât mai mic. Asta este o linie. Cealaltă linie este legată de ceea ce discutăm acum, și anume de surse regenerabile de energie. Cum putem să reducem cantitatea de energie și implicit factura? Păi simplu, montăm panouri solare, montăm pompe de căldură, deci montăm acele echipamente care să ne permită practic să ne producem singuri o parte din energie. Să nu vă imaginați că dacă ne montăm panouri solare, imediat vom avea factura zero. Va mai trece ceva timp și asta sigur depinde de cât de mare este puterea instalată în respectivele panouri solare. Dar ele vor contribui la reducerea, în ultimă instanță, a facturii. Cred că foarte curând va veni vremea când vom cumpăra panouri solare exact cum cumpărăm un frigider, cum cumpărăm o mașină de spălat. Deci va fi ceva foarte, foarte comun. Dar pentru asta lumea trebuie să conștientizeze ce înseamnă eficiență energetică, ce înseamnă surse regenerabile de energie. Și aici cred că avem Agenția de Eficiență Energetică, care ar trebui ajutată în primul rând, deci prin programe PNUD, finanțate PNUD sau prin alte finanțări. Ar trebui să înceapă o campanie destul de agresivă de conștientizare. Și asta ar fi spoturi video, ar fi poate provocarea unor dezbateri publice la televiziuni, ar fi conștientizare în școli, informarea tinerei generații, care cred că e cea mai receptivă la astfel de informații. Cred că ar trebui început poate chiar cu profesorii, deci poate anumite cursuri pentru educatori, care după aceea se educe tânăra generație. Oricum, mesajele ar fi destul de simple aici. Sigur, n-ar trebui ca lumea să-și instaleze panouri solare doar pentru că ele sunt frumoase și sunt la modă, dar pentru asta trebuie ca lumea să înțeleagă la ce folosesc și cum, până la urmă, îi poate ajuta. După cum spunea și doamna Apostol, perioada de amortizare a astfel de investiții este foarte redusă, deci este o investiție eficientă. Poate și aici este de lucru, în sensul de a explica oamenilor, uitați, dați un ban acum, dar în câțiva ani el se amortizează prin reducerea facturilor de energie electrică. Așa că aici, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul alocat discuției noastre se apropie de sfârșit. Și vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite, sfaturile oferite, și rămâne cuvântul cheie, eficiența energetică, și pentru că cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumăm. Mulțumesc și o seară frumoasă!